Deci te-ai întrebat cum arată cea mai periculoasă parte a orașului Istanbul? Vom vizita cel mai periculos cartier din Istanbul. Gata, eu nu mai vreau să mai mă plimb pe străzile astea. Ia uitați câtă poliție pregătită de acțiune. Ne aflăm fix în locul în care s-a întâmplat atentatul terorist de anul trecut. Am trecut de ei și brusc, în pas alert, au început să meargă în spatele nostru. Numai să știți că ieșim. Aoleu, hello, hello, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Sau mai bine zis, bine am revenit în frumosul Istanbul. Și cum nu putem omite punctul zero al orașului Istanbul, vreau să facem o scurtă recapitulare a anului trecut. Partea dreaptă am moscheea Hagia Sophia și în partea stângă am moscheea Albastră. Și cum a spus Corina mai devreme, facem doar o scurtă recapitulare. Restul, cu foarte multe detalii, restul vlogurilor le găsiți la noi pe canal, pentru că am vizitat Istanbul anul trecut și am aprofundat fiecare obiectiv în parte și îl găsiți pe canalul nostru, o să vă las și în descriere. Și acum mergem către Moschee Albastră să vedem în ce stadiu mai este, pentru că anul trecut se lucra intens la aceasta. Înainte erau mai multe schele aici, acum am mai finalizat puțin din lucrări. Aceasta este o moschee cu 6 minarete. Știți foarte bine că minaretele se dau în funcție de importanța moscheii și se numește Moschee Albastră pentru că în interior este placată cu o ceramică de culoare albastră. Bun, și un alt obiectiv foarte important este Hagia Sophia și vedeți cât este de important? Aceasta este coada pentru a intra în acest muzeu acum. Da. Este muzeu, intrarea gratuită. Asta încercam să-mi dau seama unde se termină coada și într-adevăr este o coadă destul de lungă, dar să știți că se intră foarte repede, deci cred că timpul de așteptare o să fie undeva pe la 30 de minute, dacă mă uit așa cam câți oameni sunt aici. Și ca să nu vă mai ținem pe jar, să știți că în vlogul de astăzi o să vorbim despre partea turistică a orașului, dar și cea mai periculoasă parte de aici, din orașul Istanbul. Așadar, o să vizităm cel mai periculos cartier de aici. Haideți! Vom vizita cel mai periculos cartier din Istanbul. Aceasta este partea frumoasă, iar partea mai puțin frumoasă se află la o oră distanță de noi. Deci te-ai întrebat cum arată cea mai periculoasă parte a orașului Istanbul? Cartierul se numește Tarlabası sau Tarlabaş, depinde cum se pronunță. Și vom merge și noi acum în acea direcție, dar până atunci o să vă mai arătăm câteva părți frumoase. Restul le găsiți în vlogurile precedente lăsate în descrierea acestui vlog. În această zonă găsiți și Palatul Topkapı și acesta este Parcul Gülhan. Un parc foarte frumos pe care puteți să-l vizitați, așa cum am făcut și noi anul trecut. Și ați văzut mai devreme, am discutat cu acel polițist legat de zona pe care dorim să o vizităm. Nu ne-a recomandat să o vizităm, nu este o zonă turistică, este o zonă periculoasă, dar dacă noi dorim să facem acest lucru pe propria noastră răspundere, de ce nu? Chiar ne-a dat și indicații cum putem să ajungem și ne-a dat și un sfat să încercăm să nu ieșim prea mult în evidență. La această bifurcație, cum coborâți de la Topkapı, de la Palat, în partea stângă ajungeți către port, către podul Galata și Bosfor, iar în partea dreaptă, dacă urmați această alee, ajungeți la metrou care vă va duce pe partea asiatică, la Üsküdar. Dacă luați acest tramvai Kapataş, scrie sus aici, o să vă lase lângă stadionul Beşiktaş, iar de acolo veți lua funicularul și veți ajunge în piața Taksim. Trebuie să ne încărcăm bateriile, drept urmare sunt aici să comandăm câte o
ne-am început ziua și data trecută. Da. Anul trecut când am venit, numai că mergeam în drum spre o excursie opțională cumpărată de noi și acum o să mergem să vă arătăm și vouă schema respectivă cu 5 euro să vă plimbați pe Bosfor. Și aici avem aceste oferte de 2 ore, 5 euro, 3 ore, 10 euro și 4 ore, 15 euro, care vă plimbă peste tot. Plimbarea pe Bosfor, dar și la Cornul de Aur. Aveți doar plimbarea inclusă și niște gustări, parcă am avut noi o cafea, da. Un ceai, niște gustări. Și cam atât. Dar dacă doriți să luați mese, cine festive sau tradiționale cu dansuri și tot ce mai doriți, o să vă coste în jur de 50 de euro de persoană, același traseu, același număr de ore. Și vreau să vă spun că am ajuns în locul nostru preferat. Aici noi obișnuim să venim să stăm în fiecare seară, să ne cumpărăm câte ceva, cât un sandwich sau ceva de mâncat. Celebru sandwich și... cu pește. Așa. Da, cu pește. Și să ne așezăm pe una dintre băncuțele de aici și să admirăm priveliștea asta. Ați văzut locul despre care v-a povestit Corina? Acesta este locul unde se strâng și pescari în fiecare seară. Este plin, plin peste tot de pescari. De aici puteți admira frumosul Istanbul. Avem aici podul Galata, Bosforul, aici se vede turnul Galata și noi ne îndreptăm în zona în care se vede acel fum negru. Dar de ce se vede? Nu știm. Descoperim la fața lui. Da, eram șocată, mă uitam acolo și nu înțelegeam de ce e fum negru pe niște străduțe, că acolo sunt niște străduțe. Poate acolo... a luat foc ceva, nu știu. Da, să sperăm că nu se repetă tragicul incident de anul trecut. Și acum o să luăm iar la pat, o să urcăm pe pod și o să traversăm podul pe jos, așa cum ne place nouă, și o să luăm pe străduțe ca să vă arătăm drumul către turnul Galata. Să nu uitați că puteți să folosiți aceste bărci care sunt mijloace de transport în comun să vă ajute deplasarea pe Bosfor dintr-un capăt în altul și înapoi cu doar câțiva lei. Și arată un vapor care face legătura între cele două maluri. Bosfor, Bosfor, Bosfor! Puteți folosiți acest lucru și ca o experiență, nu neapărat ca să vă ajute să traversați, pentru că este o experiență frumoasă să traversezi cu vaporul. Durează foarte puțin, este și foarte ieftin și e o experiență frumoasă. Aici avem moscheea nouă, o moschee foarte frumoasă, iar în spatele acesteia se regăsește bazarul egiptean, bazarul cu mirodenii. Oficial ne aflăm pe podul Galata și vom traversa ca să ajungem în primă fază în piața Taksim. Dar vom urma aleea pietonară plină cu magazine până vom ajunge sus în piață. Și cum se obișnuiește, pe podul Galata avem localnicii care stau de dimineață până seara, și când zic seara vreau să zic 1, 2, 3 chiar dimineața, stau și pescuiesc. Stau cu familiile, își pun măsuțele, scaunele și pur și simplu se bucură de atmosfera asta. Nu vă imaginați că ei prind pești foarte mari, sunt pești din aceia micuți, dar cred că este senzația aia de a face ce-ți place. După 12:30, 1 dimineața, aici vin niște tarabe din acelea micuțe cu roți, dar au grătar și vin și gătesc. Nu o să stau să vă mai explic foarte multe legate de orașul Istanbul, doar vă zic că este un oraș fabulos întins pe două continente, Europa și Asia. Oficial are 17 milioane de locuitori, iar neoficial 25 de milioane de locuitori. În fiecare an populația aici crește cu 1 milion de locuitori, deoarece sunt foarte mulți tineri. Turiștii, intră aproximativ 1 milion de turiști pe zi și în continuare Turcia și Istanbul sunt într-o continuă dezvoltare. În prezent se construiește cel de-al doilea Bosfor, iar lucrările sunt în proporție de 50% finalizate. Și ca să înțelegeți un pic cum am ajuns până aici, am traversat podul, am ajuns la această intersecție, unde am așteptat să facă gardă, traversăm pe partea asta și după aia mai traversăm o dată, facem dreapta și o luăm pe străduțe ca să ajungem la turn. Mare grijă, pentru că aici mașinile au prioritate în fața pietonului. Și în punctul ăsta, să știți că aveți mai multe variante, puteți să alegeți voi străduțele pe care să o luați ca să ajungeți sus la turn. Se poate ajunge pe aici, pe aici sau mai e o străduță în stânga? Noi o să mergem pe aceasta. Am obosit. Pentru că trebuie să veniți pregătiți, să aveți condiție fizică dacă vreți să alegeți varianta asta de a merge pe jos. Străzile, să știți că sunt înclinate așa și mai avem puțin până ajungem sus. Iar pe două ape, aici pe strada principală, am dat 10 lire turcești.
iar aceasta este coada pentru a intra la turn. Să vedem cât costă biletul. 650 de lire turcești. Exact. Ticket Galata Tower 650. Și ajungeți sus, în vârf, și aveți acolo o panoramă 360 asupra întregului Istanbul. Așa e. De aici avem o super priveliște asupra turnului, dar și câteva case colorate pe care le puteți vedea în spatele meu. Dar dacă doriți să vedeți un super cartier colorat, eu vă recomand cartierul Balat de aici, din Istanbul. Și aici avem tramvaiul renumit pe care îl vedeți în toate pozele de pe internet. Aici este capătul de linie, aici o să întoarcă, dar până să întoarcă o să încercăm să facem și noi câteva poze și să surprindem niște cadre foarte frumoase cu el. Și oficial ne aflăm pe strada Istiklal, stradă plină cu magazine. În fiecare seară această stradă este plină, bine și acum e pe ora dimineții și este aglomerat. Plus vă puteți pierde la propriu printre străduțele de aici, din apropierea acestei străzi principale. Am văzut până în prezent doar părțile frumoase ale orașului Istanbul, care sunt nenumărate. Sunt și părți mai puțin frumoase ca peste tot. Aici avem un echipaj de poliție care păzește non-stop. Părțile mai puțin frumoase ale orașului Istanbul sunt legate de două aspecte. Unul, cel religios, unde se întâmplă numeroase atentate teroriste din această cauză, iar cealaltă problemă este rata de infracționalitate, pentru că sunt oameni săraci în unele zone. Să aveți grijă pe unde mergeți, mai cu simț de răspundere, să evitați totuși locurile unde simțiți că se poate întâmpla ceva, pentru că nu este de joacă. Acum ne aflăm pe strada Istiklal, una dintre străzile care au fost puternic afectate de ceea ce v-am spus eu anterior. Drept urmare, în acest moment ne aflăm fix în locul în care s-a întâmplat atentatul terorist de anul trecut. Cred că nici nu s-a împlinit un an de atunci. Fix în acest loc se întâmpla, aici erau niște pomișori și niște băncuțe în jurul lor. Toată valea asta, erau cam 3 sau 4. S-a întâmplat undeva pe aici, pe la mijloc, unde a explodat acea bombă detonată. Acum, vedeți, nu mai există pe toată alea. Dacă vă uitați, nu o să mai găsiți băncuțe și pomișori cum erau până să se întâmple acest tragic eveniment. Plus că acum sunt mult mai mulți polițiști în această zonă care supraveghează îndeaproape tot ce se întâmplă. Ceea ce spuneam, oameni înarmați care stau cu puștile pur și simplu pe stradă. Din păcate, cred că se întâmplă ceva, pentru că ia uitați câtă poliție pregătită de acțiune. Pare să fie locul acela unde era foc? Nu știu, dar e aiurea. Nu știm ce s-a întâmplat. De ce stau așa? Da, e ciudat să vezi lucrul ăsta și să nu știi ce se întâmplă. Ori a venit cineva important, nu știu, echipă de fotbal sau ceva. De stau să păzească, mă gândesc. Iar aici avem o biserică catolică. Sunt câteva astfel de biserici și ortodoxe chiar. Dar peste 2800-2900 sunt moschei. Incredibil, nu înțelegem ce se întâmplă aici. Încă nu am aflat ce se întâmplă, dar cert este că sunt mii de polițiști pe această stradă. Din 50 în 50 de metri veți găsi grupuri de polițiști, mașini, inclusiv pe străzi. Sunt gata să intervină, dar nu știm în ce situație. Să știți că mai avem câțiva pași până să ajungem în capătul străzii, dar până atunci vreau să ne uităm un pic în partea dreaptă. Aici avem cel mai faimos restaurant. Hafiz Mustafa din 1864, îl vedeți și pe vlogurile noastre vechi. Aici găsiți dulciuri cele mai bune din Istanbul. Și hai să luăm și noi ceva. De care luăm de data? Suntem în același loc ca anul trecut. Eu nu știu dacă aș încerca alta aromă,
Tot roșu? Da. Cu fistică, zice. Și cred că este varianta aceea de acolo. Da, ia? Da. Hai să luăm un cârnat din ăla. Așa. Și dacă doriți mai multe sortimente, puteți să vă alegeți și ulterior se vor scana împreună. Și o să mergeți la casă, unde o să mergem și noi. Acesta este bonul nostru. Să știți că noi o să achităm 118 lire turcești și kilogramul este 1000. Și Hafiz Mustafa se respectă în continuare. Uitați ce servire. Să păstrăm această cutiuță. Deci abia aștept să regustăm. Uitați cât de bine arată. Și acum o să gust. Foarte bun. Același gust ca și de data trecută. Această alee se termină aici, la această statuie. În spatele colinei avem moscheea Taksim. Aici este piața Taksim. Da, eu vă prezint locurile. Sunt locuri frumoase. Sunt locuri cu o încărcătură istorică. Sunt locuri de unde puteți să veniți să faceți shopping. Și de ce nu, doar să vă plimbați și să vă bucurați de frumusețea acestora. Dacă până acum am stat liniștit și ne-am plimbat fără nicio grijă, să știți că de acum o să se schimbă un pic treaba, pentru că o să mergem în cel mai periculos cartier de aici, din Istanbul. Zonele turistice de regulă sunt foarte sigure, dar ați văzut mai devreme cât poliția era concentrată pe strada principală, pe semne că nu prea este ceva de bine. Deja simt cum se schimbă atmosfera. A mers ceva. O să mai parcurgem, cred că o stradă sau două, și după o să începem să coborâm pe străduțele acestei zone. Oficial ne aflăm în cel mai periculos cartier din Istanbul. Da, momentan nu mi se frică. E un pic diferit față de partea turistică, dar cred că e normal, nu? Hai să nu pui înțele oamenilor. Oricum, situația s-a schimbat radical față de ce am văzut noi până acum. Ideea este că ne este și frică oarecum să filmăm locurile astea. Nu știm dacă îi deranjează pe localnici sau nu, dar momentan este bine. Mergem în față, da. Pe aici deja mi-e puțin teamă, sincer să fiu. Da, pentru că ieri când ne plimbam în centru, vreau să zic că sunt cerșetori care vin și te hărțuiesc ca și cum. Totuși ne încumătăm să intrăm. Este o mahala. Oamenii și-au întins hainele ca în Napoli. Și mirosul... Asta nu mai spunem. Mergem așa cam cu un gol în stomac. Din mai multe motive. Sincer, nu prea vă sfătuiesc să veniți pe aici. Avem noroc că suntem în mijlocul zilei.
Și gândiți-vă că la nici măcar o aruncătură de băți de locurile acelea frumoase, pompoase, turistice, luxoase, se găsește un cartier ca acesta. Păi da, nu știu cât am făcut. Cred că am făcut 10 minute până aici. Adică foarte aproape. Nici nu te gândești. Noi am tot căutat pe internet locuri pe care putem să le vizităm și așa am aflat de acest loc. În rest, n-ai de unde să știi ce te așteaptă de fapt aici, în cartierul ăsta. Trebuie să aveți mare grijă aici. Spania, că noi am mai fost pe străduțe de genul acestora. Ok. Spuneam diferența între străzile astea de aici din Istanbul și cele pe care noi le-am mai vizitat în Italia, în Spania, de ce nu? Astea, așa cu hainele întinse, parcă îmi dau o senzație de teamă în comparație cu celelalte străzi pe care le-am vizitat și le-am menționat mai devreme, care nu-mi dădeau aceeași senzație. Nu știi că ne plăceau, chiar era o experiență, exact. Făceam poze, ne plăceau, nu dar știu, aici totul e diferit, să știți. Cred că și oamenii, ați văzut mai devreme oamenii care stăteau în fața caselor, privirea lor este dură, așa, ca și cum ce căutați pe străzile astea, deci ei nu se așteaptă la turiști. Și cred că asta e diferența. Acest loc se poate asemăna cu Ferentariul Bucureștiului. Cam așa este catalogat aici. Placă ondulată la ferestre. Da, au placă ondulată la ferestre. Loc de obloane, doamne ferestre. Doamne, nu e prostă, dați-vă la o parte că ne calcă. Și toată sărăcia asta aici răsare pe colț o clădire albă, nouă, imaculată. Mai devreme am trăit niște senzații tari. Erau doi domni în capătul străzii, vorbeau. Am trecut de ei și brusc, în pas alert, au început să meargă în spatele nostru. Deci am zis că nu e adevărat. Deci deja ne uitam stânga în dreapta cum să scăpăm de acolo și într-un final ne-au depășit și am răsuflat ușurați, dar a fost o senzație groaznică. Nu mai să știți că ieșim. Aoleu, nu e mișcate. Strada pe care a filmat-o Alex mai devreme, în capătul ei, ați văzut, erau niște tipi tineri și la un moment dat au început să strige să ne facă cu mâna. Să plecăm, nu să și venim. Nu știu, cred că e în spatele nostru. Hai să mergem. Dacă ieșim aici într-o zonă mai populată. În spatele nostru, ia întoarce-te. Stai puțin, ai răbdare. Și ca o concluzie, am fost goniți, să zicem așa, din acest cartier. Acești oameni nu vor să fie filmați, nu vor să arătăm în ce condiții trăiesc. Drept urmare, nu vă sfătuiesc să veniți aici, este foarte periculos, am trăit-o pe pielea noastră, așa că puteți să vă uitați la acest vlog și cam atât. Gata, eu nu mai vreau să mai mă plimb pe străzile astea, drept urmare o să încheiem vlogul. Sper că v-a plăcut și nu uitați, eu sunt Corina în spatele camerei, este Alexandru și împreună suntem doi filmari și ne găsiți pe YouTube, Instagram și TikTok. Vă împac pe data viitoare! Thank you.